Accidentul a fost produs de conducătorul unei mașini care a lovit în derapaj un alt vehicul parcat, motivul principal fiind cel al nerespectării vitezei legale. Două persoane aflate la momentul accidentului pe trotuar au fost rănite. Din primele cercetări se pare că conducătorul autoturismului marca Ford nu adaptează viteza de deplasare la condițiile de drum și de trafic. Intră în derapaj ca urmare a acționării bruște a comenzilor autoturismului, lovește un alt autoturism oprit pe partea dreaptă, iar din coliziune derapează și pătrunde pe trotuar, unde de asemenea lovește doi pietoni care se aflau în zonă. Șoferul susține însă că nu a avut viteză mare și că singura sa opțiune era să intre în mașina parcată pentru a nu intra pe contrasens, ceea ce ar fi putut produce mai multe victime. A derapat și să nu intru în pe partea cealaltă, pentru că chiar în momentul acela mai venea o mașină. Am preferat să trag de volan, am văzut această mașină parcată și am preferat să trag de volan, să mă opresc acolo, ca să nu... Cele două persoane care se aflau pe trotuar la momentul accidentului nu au suferit răni grave. Au fost totuși transportate la spital pentru verificări amănunțite. Ambele persoane au spus că nu au nevoie de spitalizare. A venit tatăl unui vătămat și a spus că nu o să meargă la spital. Polițiștii susțin că inconștiența șoferilor a fost cauza incidentelor din ultimele zile care au avut loc pe străzile Ploieștiului, ignorând pericolele care pot apărea datorită condițiilor meteo nefavorabile.